Jucătoarea de tenis Irina Bara a avut un an excelent. Deși pandemia de coronavirus a pus stăpânire pe întreg sportul mondial și a dat peste cap calendarul WTA, anul 2020 a fost cel mai bun din cariera ei. Legitimată la clubul Steaua București, Irina a făcut în toamnă la Roland Garros un turneu de vis. Intrată în premieră pe tabloul principal al unui Grand Slam, jucătoarea în vârstă de 25 de ani a ajuns până în turul 3 la Paris, acolo unde a fost eliminată de Sofia Kenin. La final de sezon, Irina Bara a revenit acasă în București și pregătește primele turnee de anul viitor. Până atunci, sportiva noastră a acordat un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. Prilej să ne dezvăluie trăirile sale de la Paris, momentele dificile din carieră, dar și persoanele care au ajutat-o să ajungă atât de sus. Irina, cum a fost anul 2020 pentru tine? Un an foarte complicat. Nu mă așteptam să pot să particip la turnee, să se organizeze turnee în primul rând, dar sunt foarte mulțumită de rezultatele mele și de faptul că am putut să fiu pe teren, să mă bucur de joc și să pot să iau parte la competiții. Cum îți explici faptul că într-un an atipic, cum e anul 2020, ai avut cele mai bune rezultate de până acum? Am fost foarte relaxată și, după cum am spus și mai devreme, am reușit să mă bucur de joc și de faptul că sunt pe teren, având în vedere lunile, 4-5 luni fără competiții. Am reușit să mă bucur într-adevăr și să joc de plăcere și să mă simt bine. Care a fost cel mai bun meci al tău din acest an? Sunt foarte mulțumită de cele de la Roland Garros, de toate meciurile, atât cele din calificări, cât și cele de pe tabloul principal. Ai amintit de Roland Garros. Cum te-ai simțit acolo, la Paris, locul unde ai făcut practic cel mai bun turneu al tău de până acum? Deși condițiile nu m-au avantajat foarte tare, înainte de turneu mă plângeam din cauza vremii, prea multă ploaie, prea mult frig. Se pare că anul acesta au fost exact condițiile necesare ca să fac un rezultat foarte frumos. Crezi că dacă turneul era în primăvară, așa cum e de obicei, aveai aceleași rezultate? Mă simt mult mai bine când temperatura este peste 20-25 de grade. Deci cred că aș fi putut să fac un rezultat la fel de bun, poate chiar mai bun, dacă era mai cald. Care e suprafața ta favorită? Cu siguranță este zgura, pentru că de mică am crescut pe zgură și în România, în general, ne antrenăm pe zgură mai mult. Dar în ultimul timp îmi place și hardul. Pot să spun că îmi place și hardul. Care sunt aturile jucătoare de tenis în Nadal? Un atu pentru mine cred că este și partea mentală. Sunt foarte calmă, îmi gestionez emoțiile cât pot de bine, dar probabil vă referiți și la joc. Iar un atu, cred că este faptul că am un joc foarte variat. Pot să joc și liftat, și slice, și drept. Pot să fac multe lucruri și cred că asta le deranjează pe adversarele mele. Ai vreo jucătoare model, vreun idol în tenis? Simona este un model și practic ea ne-a deschis calea mai mult în tenisul de top și ne dă încredere că într-adevăr se poate. Ce pasiune are Irina Bara? În pandemie mi-am descoperit unele pasiuni, pe lângă faptul că îmi place mult să citesc, să vizitez locurile unde mă duc, mai puțin în anul acesta cu pandemia. Îmi place foarte mult muzica, mi-ar plăcea să învăț să cânt la pian sau la chitară și să gătesc mai nou. Ce a avut cel mai important rol în ascensiunea ta? Părinții mei, mai ales tatăl meu care mi este și antrenor. El mă susține de mică, el întotdeauna a crezut în mine, chiar și când am trecut prin momente mai dificile. Și pot să spun că susținerea părinților, necondiționată, m-a ajutat foarte mult în cariera mea și totodată și colaborarea cu antrenorul meu, Marius Comănescu, colaborăm de 2 ani, deci și el are un rol foarte important. Care a fost cel mai dificil moment al carierei tale de până? Au fost foarte multe. Întotdeauna în tenis ai perioade bune și perioade proaste. Pe cele proaste încerci să le depășești și să nu te mai gândești la ele, dar întotdeauna, după mai multe turnee în care pierzi în primul tur sau nu ai cel mai bun joc, întotdeauna asta este o perioadă dificilă. Ai avut vreun moment de cumpără în care să spui gata, nu mai vreau să pun mâna pe rachetă? Am avut mai multe, mai ales când înainte să termin liceul, când nu eram sigură ce vreau să fac, să continui studiile sau să continui tenisul de performanță. De multe ori am zis, cred că mai bine îmi continui studiile și mă duc la facultate, dar am ales calea tenisului până la urmă. În urmă cu ceva timp ai devenit sportiva clubului Steaua București. Ce reprezintă pentru tine acest lucru? Este un lucru foarte important pentru mine. Mă simt onorată să fac parte dintr-un club atât de prestigios ca și Steaua București și să fiu colegă cu celelalte fete care
care suntem la club. Sper să reușesc să am rezultate și mai bune. Poate chiar să mă calific la Olimpiadă, ăsta ar fi un obiectiv. Crezi că rezultatele din ultima perioadă te îndreptățesc spre la un loc în echipa de Fed Cup a României? Da, eu am fost prezentă în echipa de Fed Cup și în februarie când am jucat. Rezultatele din ultimul timp îmi dau foarte multă încredere și din păcate nu am turnee acum să mai particip, dar eu cred că pe viitor o să mai demonstrez asta și în alte turnee. Ce îți propui pentru anul viitor? Care e celul tău? În primul rând îmi propun să fiu sănătoasă ca să mă pot pregăti așa cum îmi doresc, la cel mai înalt nivel. Iar apoi îmi doresc să se organizeze turnee, pentru că situația actuală nu este chiar cea mai fericită și nu știm nimic sigur.